liderul organizației Pro-România Moreni a inaugurat de curând o sală de antrenament, nu pentru a se antrena în campania electorală de la alegerile locale unde va candida pentru funcția de primar, ci pentru pregătirea sportivilor din localitate și în mod special a copiilor, ale căror familii nu-și permit să le financeze activitățile sportive. Răzvan Bejan este un nume nou în lumea politică, dar cu greutate în lumea sportului, unde s-a remarcat practicând box de performanță. Alături de Răzvan Bejan, la inaugurarea sălii de sport, s-au aflat Gheorghe Simion, maestru emerit al sportului, fiii săi Dorel și Marian, dar și antrenorul din lumea politică, președintele Pro-România Dâmbovița, Adrian Țuțuianu. Am inaugurat cel mai nou loc în care morenarii își pot exersa condiția fizică, da? Și specificul sălii este, după cum se vede, de box și fitness. Este necesar boxul în Moreni, maestre? Să știți că boxul este un sport care dezvoltă curajul, verticalitatea unui bărbat și, în general, acest sport îl fac cei mai modești. Și bine, să-l laud pe Răzvan, că el a făcut acest sport și nu l-a făcut așa, a făcut de performanță și sper ca de aici, din această seară, cu ocazia aceasta, să sperăm că va fi un campion mondial sau olimpic. Ați primit o adeziune la Pro-România, da, da, astăzi eu aderez la această, la Pro-România, chiar îmi doream. Mai ales că e și el este, face parte din partidul ăsta. Domnule senator Zuțuianu, e un vas de la politică la box, nu? Am văzut că vă și place. Vă place. Când eram foarte tânăr, am stat și eu vreo 6 luni pe la sala de box, de la Câmpul Mușel, până a venit tata și mi-a spus la câte note proaste ai prin catalog, o să-ți arăt eu ție boxul cum trebuie. Și m-am apucat de carte. E vorba de destine. Sunt foarte bucuros să cunosc astăzi o familie de campioni mari. I-am urmărit de când eram copil, maestru Gheorghe Simion, apoi Marian Simion, Dorel Simion. Sunt nume mari în boxul românesc, în boxul mondial și este pentru noi o onoare să-i avem astăzi oaspeți la Moreni. Mă bucur că maestru Gheorghe Simion a hotărât să vină în Pro-România. Pro-România are nevoie de oameni ai sportului care să vină și să ne spună ce avem de făcut, care să vină să gândească un program pentru viitor și în același timp să dea încredere tuturor celor care iubesc sportul. Iar pentru Răzvan Bejan, dincolo de faptul că această sală are și un scop comercial, că este o sală de fitness, unde vor veni cei care vor să-și îmbunătățească performanțele fizice, există și un scop non-profit. Răzvan și-a propus să aducă aici copii din oraș, care nu au posibilități materiale, pe care familiile nu-i pot susține și care vor să facă sport de performanță. Și lucrul ăsta este excepțional într-o lume în care toți urmăresc doar profitul. Răzvan urmărește să facă ceva care nu îi aduce profit, dar sunt sigur că îi va aduce recunoașterea morenarilor. Am încredere în el, este foarte tânăr, îl voi susține și sper să fie și primarul orașului Moren, cu rezultate în administrație foarte bune. Ieri am analizat cu el oferta electorală pentru 2020-2030, am făcut un program pe 10 ani și am văzut, primul rând, că a făcut efortul să cunoască problemele municipiului și, în al doilea rând, l-am văzut foarte determinat să găsim soluții. Eu la Consiliul Județean și cu el la Primăria Municipiului Moren vom face lucruri bune pentru Moren și pentru județul de Moren. Simion, prezent aici, și Dorel Simion.
mari campioni ai României, da? Campion mondial, campion european, vicecampion olimpic, medalia cu bronz la Olimpiadă, maestru Gheorghe este maestru emerit al sportului, da? Și decorat de președintele Constantinescu, un grad de... un grad de cavaler, nu? Cavaler, da. Ne bucurăm și Doamne ajută să fie într-un cer. Și am și deocamdată practic. Și vreau să vin și aici. Practic, îmi place foarte mult acest sport și practic în de vreo 3 luni. Și încă n-am niciun idol. Îmi place foarte mult acest sport pentru că de mult am vrut să practic și practic de vreo 4 luni, jumătate, aproape 5. Ai un idol? Da, Mike Tyson.